pentru că guvernul nu vrea să discute ratificarea Convenției de la Istanbul. O grămadă de oameni au ieșit în fața guvernului ca să se exprime, să protesteze. Imediat au venit carabinierii, polițiștii filmează. Te scrieți o dedicație. Cred că ratificați convenția, scrie ce altceva poate să scrie. Chemați pe cineva care știe și a citit, nu numai a scrie. Am să vedem și lozincile. Ratificarea nu doare. Ratificați, nu trișați. Durerea nu trece dacă voi vă prefaceți. Mă mai recunoaște lumea, chiar dacă de 3 ani s-a plecat din Moldova. Noroc, Măriuță! Salut! În primul rând, asta înseamnă niște consulții. Asta înseamnă niște bani binecuvântare și ratificarea acestei convenții, pentru că ea presupune elaborare de legi, de programe naționale, de politici publice, lucru care costă. Și noi am mai avut tentative de ratificare acestei convenții, de discuții cel puțin, și atunci acesta a fost unul din argumentele de bază, că la moment nu avem bani. Ei, în Republica Moldova iese că pentru protecția femeilor, pentru asigurarea unei vieți decente și fără violență a femeilor, niciodată nu sunt bani. În acest caz, vedem că s-a mai implicat și factorul religios și considerăm că anularea acestei discuții, în primul rând, în general, la discuții la nivelul guvernului despre această convenție, la sigur este și un rezultat a acestei influențe a sectorului religios din Republica Moldova. Știm că președintele Dodon este un mare fan al religiei și al cultului religios din Republica Moldova. Știm că acest guvern a fost instalat, eu l-aș numi guvernul Dodon Chipu, și din această cauză, iată că se mai adaugă un motiv de ce această ratificare este iar din nou amânată, lucru care nu place deloc, nu ne place societății civile în primul rând și din care cauză am decis să atenționăm asupra acestui lucru și să chemăm încă o dată guvernul la ratificarea convenției de la Istanbul. Vă mulțumesc, mă retrag. Dodon e atât de religios încât acceptă să scoată crucea de pe stemă când îți duce în state musulmane. Când se duce în state musulmane în deplasare. Principial, da, dar nu întotdeauna. Neratificarea ucide. E doar un PDF pentru drepturile femeilor. Da, mă bucur că sunt și bărbați pe aici, văd și deputați. Sunt că violența în familie nu-i doar despre femei. Televiziuni nu prea sunt, dar vedem aici Jurnal TV și TV8, numai televiziunile de opoziție. Televiziunea publică NEMA, o să preia imagini probabil de la Privesc cum fiu. Ratificați până la urmă, scrie aici, da? Păi da, e ratificare, am înțeles că nu doare. Bună! Ora 10:10.